Jocurile scumpe le găsești chiar acum de pe G2A, intră pe linkul din descriere și nu uita să folosești codul Daniel Ciprian pentru 3% reducere. Bine v-am regăsit, băieți frumoși, la un nou review de la Planet. Astăzi o să încercăm încă un review de la Planet, pe numele Dublu Strips, cartofi și suc. Hai să le despachetăm imediat, dar trebuie să punem pauză, că nu e nevoie să ne înregistrăm prea multe timpuri. Hai să vă arăt și prețul. 19 lei și 99 de bani, dublu strips regular, cu cartofi și Pepsi la 3 lei, 3 lei și 50 de bani, sos de usturoi plic, în total a fost 29 de lei și 49 de bani. Adică sunt 30 de lei, exact ca pe biletul de cursă de taxi, care se-i plătește taximetristului. Bun, atunci. Hai să vedem dublu stripsul. Dar nu știu ce cu gustul ăsta, că... Nu, nu pot. Hai să vedem ce conține atunci. Da, astea sunt două bucăți de crispy strips, brânză cheddar, sos cezar și castraveți murați. Stați că sosul ăsta vă arăt după aia. Stați să beau și un pic de suc. Așa. Exact. Mi-e uscat gâtul. Hai să-l băgăm să vedem cum se simte. Într-adevăr, dublu stripsul e destul de bun, dar nasol, că a scos bucata asta de crispy strips. Și mi se pare dacă scondimentele erau mai proaste sau mai ciudate, zici că e delicat în vegeta sau condimente din alea care se găsește pe la magazin. Dar e destul de bun. Bă, deci, dublu stripsul a fost foarte ok. Și hai să trecem la cartofi. Într-adevăr, cartofii ăștia sunt buni, prăjiți din ulei și cam asta e. Gata, am terminat dublu strixul, am terminat cartofii și cam asta e. Așa că nu ezitați, puteți să scanați codul QR de pe ecran și aflați contul detaliat în majoritatea orașelor din România. Cam atât și cu acest videoclip de astăzi, sper că v-a plăcut mult. Nu uitați să desigur să apăsați pe butonul de like și abonați-vă la canalul meu pentru că v-a plăcut exorbitant de mult. Și până data viitoare la un nou videoclip, eu vă doresc toate cele bune, eu am fost Daniel Ciprian Uncanu, v-am pupat, ciao les!